Cu taxe din universitățile de stat ar putea fi desființate. Deputații au adoptat, e drept tacit, un proiect al unor democrat liberali care stabilește eliminarea din planul de școlarizare a unor studenți admiși în acest mod. Andreea Dumitrache ne explică mai bine prevederile proiectului. Andreea, bună seara! Bună seara! Legea practic ar urma să desfințeze învățământul cu taxă de la stat, iar universitățile de la stat ar urma să aibă numai locuri bugetate, atâtea cât guvernul poate să susțină și să aprobe. Asta ar însemna cam tot atâtea locuri fără taxă cât au și acum universitățile. Tocmai de aceea rectorii s-au scandalizat și au spus că această lege nu face altceva decât să încurajeze învățământul la privat, pentru că foarte mulți elevi rămași pe din afară ar fi nevoiți să meargă la universitățile private. Mai mult, legea ar urma să stabilească și numărul maxim de elevi școlarizați, cel mult 40 pentru un profesor. Votul final însă îl vor da senatorii, iar asta de-abia la toamnă. Andreea? Andreea, îți mulțumesc!